Ne aflăm în fața unei partide cu un adversar care, cel puțin în campionat, în ultima perioadă, a pierdut destul de greu la un gol diferență și împotriva CFR-ului și împotriva Craiovei. Ultima etapă a scos un rezultat de egalitate pe terenul Farului. O echipă calificată în finala cupei, deci cred că mai multe argumente decât în favoarea acestei echipe că vom avea un meci greu, nu cred că mai am. Indiferent de obiectivele lor. Sunt convins că și conștient că obiectivul principal pentru ei este Cupa României, dar cu siguranță vor veni mâine să joace, vor încerca să ne încurce, pentru că nu au nimic de pierdut. Noi trebuie să tratăm jocul la victorie pentru a putea spera la mai mult la finalul acesta de sezon. Bună ziua! V-ați bucurat, sincer, pentru calificarea voluntarului în finală. Mă gândesc că veți avea un meci poate mai ușor, dat fiind faptul că urmează finala cu Cupei. Nu cred că va fi mai ușor. Indiferent, încă o dată spun, obiectivul lor principal probabil că ăsta este, normal, finala Cupei. Dar chiar dacă vor schimba din jucători, chiar dacă vor evolua alți jucători care probabil ar evolua mai puțin în acest sezon, își vor da viața, să spun așa. Adică vor vrea să demonstreze antrenorului, conducerii, că își merită locul în lotul acestei echipe. Și din punctul ăsta de vedere consider că vom avea o partidă dificilă. Este un fel pentru dumneavoastră e mai bine că s-au calificat ei în finala cupei, astfel că își pot menaja teoretic, teoretic. Teoretic, dar noi nu trebuie să cădem în plasa asta, să ne gândim că vor juca cu alți jucători decât cei obișnuiți ai lor și că vom avea o partidă ușoară. Din contră, încă o dată spun, vom avea o partidă destul de grea. Ne putem face ușoară numai prin atitudinea noastră și modul cum vom arăta pe teren. Este o luptă umăr la umăr așa pentru titlu. În momentul acesta FCSB are 3 jucători la limita suspendării pentru finala, dacă se va juca cu trofeul pe masă. Îi veți menaja pe Tănase, Popescu și pe Radunovici? Nu. Noi vom menaja. Vreau să intrăm cu cea mai bună echipă. Încercăm pentru că trebuie să câștigăm neapărat acest joc. Vom vedea pe parcursul jocului evoluția scorului și vom decide dacă voi mai scoate unul dintre ei. Dar pe mine mă interesează rezultatul meciului de mâine seară. Atât. După aceea vom vedea ce va fi și pe cine ne vă putea baza. Parcă a sperat așa puțin din discursul lui Dan Petrescu încercând să ridicați dificultatea unui meci în fața dumneavoastră, să supramotivați jucătorii, să-i țineți conectați, acest este mesajul pe care îl transmiteți? Tocmai, pentru că vă dați seama în cazul în care n-am reușit să câștigăm mâine seară, toată munca noastră de până acum ar fi degeaba. Și trebuie să fim conștienți că avem un meci greu pe care trebuie să-l câștigăm ca să putem, încă o dată, mă repet, să sperăm la mai mult din finalul ăsta de sezon. Nu vreau să preiau alte chestii de la altcineva, pur și simplu asta e ceea ce gândesc și sper ca jucătorii să înțeleagă importanța momentului și jocului, indiferent de adversar. La FCSB este presiune. Au maturitatea jucătorii să reziste acestei presiuni pentru că e un trofeu la capătul acestui drum. Da, ușor trebuie să se obișnuiască cu lucrurile astea, cu presiunea, cu presiunea performanței, dacă vrei să obții ceva, trebuie să fii pregătit și meci de meci. Și e important ca să menținem această stare bună pe care am avut-o cel puțin la ultimele jocuri și să o păstrăm până la finalul acestui sezon. Se joacă pe Arena Națională, vă așteptați să aveți mai mulți fani decât cei de la Voluntari? Cred că dacă jucam oriunde, aveam mai mulți susținători și țin pe această cale să îi chem la stadion să vină număr cât mai mare pentru a susține echipa, pentru a obține un rezultat pozitiv pentru noi și să ne gândim după aceea la ceea ce urmează. Tocmai pentru că urmează această finală de cupă pentru Voluntari, vă e mai greu să anticipați ceea ce vor avea în teren? Bănuiesc că ar fi fost mai ușor. Da, nu putem ști ce strategie adoptă. Au și ei câțiva jucători experimentați, să spun, care probabil că n-ar putea să mai țină ritmul din 3 în 3 zile. Însă nu m-am gândit exact la o formula lor de start, cum vor începe, ce vor... Stilul de joc știu cam în mare ce fel vor juca și ce fel vor aborda această partidă. Pe mine mă interesează mai mult cum intrăm noi pe teren, cât de motivați vom fi și cât de mult ne dorim să câștigăm acest joc. Sper ca jucătorii să înțeleagă și să-și dorească maximum de la acest joc. Au fost 7 ani atunci de pauză pentru FCSB până la primul titlu cu Laurențiu Reghean pe bancă. Acum sunt tot 7 ani. E așa un număr magic pentru echipa asta? Da, eu știu, să vedem.
Mă gândesc doar la finalul ăsta de sezon. Ar fi frumos să fie o similitudine, să zic așa, vis-a-vis de perioada trecută, însă ca să ajungem să sperăm și să visăm la chestia asta, trebuie neapărat să câștigăm jocul de mâine seară. Încă o dată spun chestia asta. Domnule Petre, ați văzut cumva declarațiile fostului mare handbalist Cristian Gațu? Nu. Practic a cam lămurit situația legat de FCSB, CSA, spunând că FCSB este steaua, continuatoarea cu acest nume. Credeți că se va lămuri toată situația sau o să-i ajute pe fani să-și dea seama care este adevărata steaua sau... Da, probabil că și aceste apariții publice a unor oameni importanți în perioada trecută a clubului, spunând asemenea lucruri, da, probabil că va avea o influență asupra suporterilor, a fanilor și poate că într-un final se vor lămuri toate lucrurile și toate discuțiile, pentru că nu cred că fac bine nimănui aceste discuții și dispute. Mulțumiți pentru această ieșire, într-un fel sau altul? Că... Mulțumesc, nu pot să-i mulțumesc dânsului. A spus ceva probabil care e adevărat și foarte bine făcut-o. Pare un sezon încheiat pentru Craiova. Sperați totuși să nu se dea la o parte în meciul cu CFR? Nu. Nu vreau să mai vorbesc de celelalte echipe. Nu mă gândesc că se dau la o parte și așa mi s-a interpretat ce am spus la conferința de presă de după joc. Nu. Chiar nu mă interesează. Au strategia lor să gândesc la viitor, la ce trebuie să facă. Din ce îl cunosc pe Laurențiu, niciodată nu se pune problema că s-ar da la o parte la vreun meci. Nu, nu cred așa ceva. Nu. Dar încă o dată spun, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, mă interesează doar de echipa noastră. Dar credeți că dacă Craiova va învinge CFR, aveți prima șansă la titlu? Dacă ar învinge CFR, da, să zicem, ne trebuie să câștigăm noi, în primul rând, mâine seară și vedem pe aceea ultimul meci și atunci am avea noi două șanse din trei, adică și egalul ne-ar conveni. Dar ne gândim doar la victorie, în primul rând pentru meciul de mâine seară. Cum trăiți dumneavoastră aceste zile, acest final de campionat? Dormiți bine? Normal, încerc să mă concentrez, să găsesc metodele cele mai potrivite în antrenament pentru a menține și atmosferă bună în cadrul echipei, în cadrul jucătorilor, dar în același timp și să ne îndeplinim obiectivele tehnico-tactice pe care le doresc, ca să le punem în practică la joc. Caut să păstrez un echilibru în tot ceea ce facem, atât cu echipa în antrenamente, cât și în discuții individuale cu jucătorii, pentru a pregăti cât mai bine aceste meciuri care mai avem. Simțiți că aveți mai multă libertate acum în acest mandat decât ați avut la primul mandat? Nu vreau să discut despre lucrurile astea, pentru că s-a tot speculat, s-a tot discutat. Eu știu foarte bine ce am discutat cu conducerea clubului și sunt mulțumit de ceea ce este până acum. Aveți emoții pe acest final de sezon în ceea ce privește arbitrajele? E multă presiune, va fi multă presiune și pe arbitri. Cu siguranță e presiune și pe umerii arbitrilor, însă nu am emoții vis-a-vis de prestațiile lor. Sunt convins că vor încerca să aibă prestații cât mai bune, care să nu influențeze rezultatul final. Și indiferent de numele arbitrilor care vor oficia, nu vreau să mă gândesc la alte lucruri. V-ați fi dorit totuși să nu fie un arbitru din Cluj mâine seara? Nu, neapărat. Nu cred. Nu vreau să fac, să mă duc cu gândul la asemenea lucruri de eu știu, originea unui arbitru sau... Cred că toți arbitrii sunt conștienți că și ei sunt expuși. Sunt, așa cum a spus dumneavoastră, o presiune pe umeri și trebuie să se descurce cât mai bine. Pentru finala cu CFR veți merge la Buzău. Ce le promiteți oamenilor de acolo? Ce ar trebui să știe ei înainte de acest mare meci? Nu promit nimic oamenilor de la Buzău. Încerc să vă promit oamenilor pentru meciul de mâine seară că vom face tot ce stă în putință să câștigăm. După aceea vedem. Nu vreau să vorbesc de meciul de la Buzău, de finală, de semifinală. Avem meci cu voluntari mâine seară pe care trebuie, suntem obligați să-l câștigăm. Dar chemați buzoienii la stadion să vină? Vor veni cu siguranță, pentru că e un oraș care trăiește pentru Steaua.
După înfrângerea cu Craiova de pe arena națională, a urmat o serie de 5 victorii consecutive, toate fără gol primit. S-a întâmplat ceva atunci? Ați avut o discuție specială cu jucătorii? A fost un declic? A fost un moment care a schimbat lucrurile? Simțiți acest lucru? Am, după fiecare joc discutăm, indiferent pe care îl câștigăm sau dacă nu reușim să-l câștigăm, discutăm, facem analize, vedem ce a funcționat mai mult, ce nu a funcționat și încercăm de la meci la meci să remediem din problemele care le-am avut sau, mă rog, nereușitele din jocurile respective. Ușor, ușor, cred că ne-am exprimat destul mai bine, cel puțin pe faza de apărare, că m-ați întrebat de, a venit vorba despre golurile primite. Da, am avut o organizare mai bună, am fost mult mai atenți în anumite momente și la momentele statice, la fazele fixe, am fost mult mai atenți și concentrați. Și asta poate fi răspunsul. La cum au decurs lucrurile în tot sezonul, de câte ori ați crezut că s-a terminat totuși și că nu mai aveți nicio șansă la titlu? Nu, am mai spus, sezonul era lung, a fost lung de când am venit eu și sezonul regulat și play-off-ul. Toată lumea a zis că se termină sau dacă mai câștigă CFR-ul. Da, dar uitați-vă că s-a întâmplat și e normal să fie așa, să apară rezultate contradictorii, unele surprize, unele rezultate care nimeni nu le sconta și important e să crezi, important e să te gândești pentru ce te antrenezi, pentru ce joci și unde vrei să ajungi. Asta încerc să le spun jucătorilor, indiferent de ce rezultate au adversarii noștri, mult mai important este ce facem noi, ce fac ei pe teren, pentru că acolo este munca lor și publicul asta apreciază. Câți dintre jucători cred că pot fi campioni pe 22? Toți. De ce? Nu cred că există vreunul care să nu creadă. Am lucrat la lucrurile astea, la discuții cu ei, încerc să-i motivez, să-i capacitez și, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, că de 7 ani de zile nu s-a mai câștigat campionatul, cred că asta e motivație în plus, dacă nu cea mai mare. Pentru că este un club unde se dorește performanță, unde se dorește an de an câștigarea campionatului, a cupei. Dar iată că de 7 ani n-am reușit și atunci cred că ăsta e un motiv suficient. Mergeți la biserică cu jucătorii înainte de finala cu CFR? Nu merg la biserică cu jucătorii. Fiecare are credința lui și vede de drumul lui, să zic așa, din punctul ăsta de vedere. Nu pot eu să-i oblig pe jucători să mergem la biserică sau să fim... Fiecare are credința lui în suflet. E un avantaj schimbarea portarului pentru FCSB, pentru că pare mult, mai multă maturitate acum în poartă și mai multă siguranță acolo. Da, nu știu. Sunt momente și momente. Și Vlad a avut perioade bune și foarte bune. Mă rog, a mai oscilat în evoluții, dar și Târnovanu fiind un portar tânăr, mă aștept de la el să fie cât mai... În primul rând, să nu aplece urechea și să-i se urce la cap, să spun așa, după toate laudele care i s-au adus, că a adus un plus la echipă și evoluția lui a fost una destul de solidă. Sper că să o țină în continuare tot așa și să-și vadă de pregătire. Vorbeați mai devreme de rezultate nescontate care au dus la această situație cu FCSB încă în cursă cu șanse mari pentru titlu. Care a fost rezultatul, din punctul nostru de vedere, în acest play-off cel mai surprinzător? Cred că victoria Craiovei cu CFR-ul, acel 3-2, cred. Pentru că lucrurile, jocul era într-un fel cam echilibrat, mă așteptam la o victoria CFR-ului, deschiseseră și scorul, dacă nu mă înșel, dar cam ăla mi s-a părut. I-a spus în gardă pe cei de la CFR la câte goluri ați înscris în ultimele 5 minute și cât contează partea fizică sau cât e noroc în aceste goluri, pentru că tot marcat pe CSB în ultimele minute. Da, putem să vorbim și de o doză de noroc, nu pot să neg lucrul ăsta. Partea fizică. Gândiți-vă că totuși să fac 5 schimbări. Adică pe teren la finalul jocului nu mai sunt aceiași jucători care au început jocul, da? Într-adevăr, am arătat bine, am arătat proaspeți, am arătat atitudine că putem alerga, dar asta și datorită jucătorilor care au intrat pe parcurs. Pentru că au fost schimbări destul de bune făcute și jucătorii care au intrat și au adus aportul la victoria echipei. Mâine seară v-ați dori gol din acțiune pentru că portarul de la Voluntari e specialist în apărarea penaltilor. Aș dori să câștigăm 1-0 dacă se poate și atât. Nu mă interesează acțiune, fază fixă, 11 metri, important e să câștigăm. Asta e cuvântul de ordine, să zic, victorie. Și să nu luați cartonaș. Da, într-adevăr.
Aici, aici, da, 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 sigur, dar e un joc de fotbal, se poate întâmpla orice, din fără să vrei poți să faci un fault și să fii sancționat cu un cartonaș galben. Sper să nu avem momente de genul ăsta și să scăpăm și din punctul ăsta de vedere. Ați vorbit cu Tănase pentru că el are o problemă, e privit ca un jucător care simulează și se primesc galbene pentru simulări. Ați discutat cu el să încerce să se protejeze un pic? Asta cred că știe și el. Deja a ajuns la o maturitate care să îi permită să realizeze niște lucruri. Normal că am mai discutat, nu acum, în trecutul apropiat, să spun, asupra acestor lucruri. Sper că înțelege și că va da dovadă de maturitate mâine seară și să nu aibă nicio cădere de genul ăsta. Mai sunt probleme medicale pentru mâine? În afară de Crețul, care încă nu e refăcut, îl avem pe Coman, care cu siguranță nu va fi în lot pentru meciul de mâine. Să vedem săptămâna viitoare, poate reușim să-l recuperăm. Cum îl simțiți pe el? Pentru că el a tot avut o perioadă, cel puțin din punct de vedere psihic, destul de grea. Cum îl simțiți? Da, își dorește foarte mult, își dorește, trage foarte mult el pentru a reveni, pentru a trece peste acest moment mai puțin plăcut, însă asta văd de la el că chiar își dorește cu adevărat. Ținând cont și de momentul care îl traversăm acum, suntem foarte aproape de final de sezon și aproape de a obține o performanță. Patronul v-a promis o primă consistentă în cazul în care veți câștiga titlul? Nu, no, n-am discutat despre așa ceva. Aveți drum, pariu, ceva dacă luați campionatul? Nu știu. No. Nu, 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 nu am pariu. Nu fac pariu, nu-mi place să joc la pariu. Nu joc la pariu. Ce nu era așa o... Am înțeles. Nu am făcut nici asta. Ne-am căutat, încă o dată spun, încerc să păstrez un echilibru în toate, nu să ținem acolo lucrurile sub control. Să dea Dumnezeu să fie așa și vedem după aceea la finalul jocului, la finalul sezonului ce se va întâmpla. Ar fi realizarea carierei dumneavoastră să luați titlul? Că cu siguranță, nimeni nu mai credea. Cu siguranță. Asta fără doar și poate. Până acum am mai câștigat trofee, dar din postura de antrenor secund, asta ar fi clar cea mai mare realizare profesională.